Un apel la 112 a dat startul unei curse contra cronometru încă de dimineață. Un cetățean a anunțat că în lacul Südgöl se scufundă o barcă, iar la fața locului au ajuns imediat 7 scafandri cu echipamentul special și cu o barcă pneumatică, dar și 2 ambulanțe de prim ajutor. O barcă pescărească scufundată pe jumătate în lacul Südgöl, la aproximativ 200 de metri de mal. Barca plutea răsturnată, inundată pe jumătate, iar scafandrii militari au adus-o la mal. Era la liber, așa, era în derivă și am legat și am tras-o la mal. Sunt persoane care le folosesc ca decor sau ceva și probabil că au luat-o de pe mal. Au luat-o vântul și a aruncat-o în apă. În urma verificărilor s-a constatat că embarcațiunea era de fapt o epavă scoasă din uz. Cel mai probabil aceasta fusese legată de mal, iar vântul puternic a rupt legăturile și a purtat-o în mijlocul apei.